Bună și bine ați venit sau revenit pe canalul meu, iar dacă ești pentru prima dată aici, eu sunt Alexandra și astăzi am un nou haul pentru voi. De această dată este un haul JISC. Am făcut mai multe cumpărături pentru casă, am găsit multe lucruri care mi-au plăcut și de care aveam nevoie, pe care le căutam de ceva timp. Vă voi arăta fiecare produs în parte, vă voi lăsa și prețurile afișate pe ecran, să știți că unele dintre produse au prețurile foarte bune. Și primul lucru cu care aș vrea să încep este acest set de două scaune, dining chair, sunt culoarea gri, catifea, cu picioare de stejar, imitație de stejar. Imediat după ce voi încheia acest haul, soțul meu le va monta și vi le voi pune în clip să vedeți exact cum arată. După ce le montăm, sunt pentru camerele copiilor și am avut nevoie să găsim niște scaune mai deosebite care să se potrivească în camerele lor. Acestea ne-au plăcut foarte mult. Le-am găsit, sunt în set de două în această cutie. Este un set de două scaune. După ce am montat cele două scaune, ne-am dat seama că poate ar fi util să mai luăm încă două pentru cealaltă cameră a lui Alexandru. Pe celelalte două le-am pus în camera lui Andrei și acestea două le vom pune la Alexandru pentru că ne-am dat seama că arată mai bine dacă sunt două scaune într-o cameră și mult mai practic, așadar le vom monta și pe acestea. Sunt diferite de celelalte deoarece acelea erau ultimele două bucăți pe care le aveau în stoc aici la JISC, așadar am luat alt model, imediat îl montăm și o să vă arătăm și acestea cum arată. Și vreau să încep cu această față de masă. Este o față de masă cu motive florale, foarte mărunțele. Este diferită de aceasta, dar îmi place foarte mult, va aduce un vibe nou în bucătărie, pentru că vă voi schimba această față de masă care s-a uzat. Știu că ne-am obișnuit cu ea, dar va trebui să o schimbăm și o voi înlocui cu aceasta. Sunt 2,80 m. Este foarte bun materialul mușamalelor de la JISC, era și un preț destul de avantajos, 20 de lei pe metru liniar de 1,40 lățime, așadar de-abia aștept să o schimb și să văd cum se va schimba aspectul bucătăriei noastre. Am cumpărat această instalație de lumini, îmi place foarte mult că globulețele sunt metalice, cred că vor rezista mai mult în timp și culorile mi se par foarte drăguțe. Sunt pe baterii, bateriile nu sunt incluse, sunt două baterii AA. Am cumpărat și această floare artificială. Este o floricică destul de micuță, dar mie mi s-a părut foarte drăguță, care duce cu gândul la toamnă. Și tot în această idee am cumpărat acest ghiveci, care este perfect pentru floare și mi se pare că arată foarte bine. Este un ghiveș din ceramică, este această culoare bej foarte drăguță și această lumânare mi s-a părut atât de frumoasă. Mi se pare că este o culoare perfectă pentru toamnă. Este dintr-o ceramică nelustruită, este abrazivă și are acest dop de plută. Miroase foarte bine și mi se pare că se va potrivi foarte, foarte bine cu bucătăria. Să știți că aceste lucruri pe care le-am cumpărat astăzi vor fi incluse într-un clip cu decor de toamnă. Îl voi pregăti în perioada imediat următoare și îl voi publica. Așadar, rămâneți aici. Dacă nu sunteți încă abonați, vă invit să vă abonați pentru că sper și îmi voi da toată silința să pregătesc un clip cu totul special pentru un decor superb de toamnă. Mergem mai departe cu 6 perne pe care le-am cumpărat special pentru scaune. Au nevoie scaunele de noi perne pentru șezut și le-am găsit pe acestea, erau și reduse, două la preț de o pernă, așadar în jur de 27 de lei a fost o pernă redusă de la 54 de lei și sunt niște perne de un maro bej, care sigur se vor potrivi foarte bine cu nuanța scaunelor, dacă observați și scaunele sunt bejulii, așadar aceste perne cred că se vor potrivi foarte, foarte bine și au și aceste șnururi de prins, am văzut că erau și unele perne fără aceste șnururi, dar mie mi se par foarte potrivite deoarece copiii au tendința când se urcă pe scaune să le tragă jos și vreau să fie foarte, foarte stabile și să nu le poată trage foarte ușor de pe scaune și sunt și lavabile, o să le pot spăla,
Așadar, pernele acestea ne-au plăcut foarte mult, mai erau și pe gri, același model, și mai era încă un model mult mai subțire, cred că la jumătate față de acestea, tot pe gri și pe maro. Dacă vreți să mergeți, sunt la ofertă, două la preț de una. Am găsit tot la ofertă acest set. Sunt niște obiecte pentru baia oaspeților. Vreau să schimb pentru că acolo aveam diferite modele și acum mi-a plăcut foarte mult ce am găsit aici, așadar am cumpărat acest set cu un suport pentru săpun. Este un suport cu o nuanță de roz, nu se vede foarte bine, dar și acest capac este auriu, se va potrivi foarte bine cu nuanțele din baie și de aceea n-am ezitat nici un pic când le-am văzut. Acesta este un suport pentru o perie pentru toaletă și mi se pare că este foarte drăguță, și acest suport pentru periuțe, iarăși mi se pare foarte util. Pentru baia oaspeților mi se pare extrem de potrivit un astfel de set, pentru că reprezintă și un decor mai special, nu doar utilitatea în sine. Pentru camerele băieților, pentru băile lor, am ales două seturi de prosoape. Sunt dimensiuni diferite, trei dimensiuni diferite în fiecare set. Erau și reduse la jumătate de preț. Pe fiecare o să-l vedeți cu prețul întreg, vi-l voi lăsa afișat, și cu prețul redus. Îmi place foarte mult culoarea, este un bejuliu deschis și îmi place să le aleg de obicei culori mai deschise, să le pot spăla la temperaturi mai ridicate. Categoria gold, asta înseamnă că ele sunt destul de bune calitativ vorbind, și îmi place foarte mult și acest model pe care îl au. Într-adevăr, erau și niște prosoape pentru copii cu niște animăluțe, dar nu am găsit toate dimensiunile, erau numai dimensiunea mare, acestea pentru baie. Am ales totuși acest set, mi se pare bun și acesta, frumos și acesta, elegant, se potrivește cu marourile din băile lor. Acesta este un prosop pentru duș, pentru baie, acesta este un prosop de mâini, hand towel, și acesta este un guest towel, adică un prosop mai micuț, dar pentru ei practic va fi foarte util, pentru că o să-l poată manevra mai ușor, că acestea de mână sunt puțin mai măricele, dar acestea sunt micuțe și am zis să le fie și lor practic când le folosesc. Mie îmi plac foarte mult, vouă vă plac. Am cumpărat și această plasă antiderapantă pentru covoare, dimensiune 130x190, aceasta se poate tăia oricum este nevoie. Avem mai multe covoare pentru care am cumpărat această plasă și mi se pare foarte utilă, pentru că de obicei copiii au tendința de a aluneca foarte ușor pe covoare și a trebuit să cumpărăm. Acest bej ne-a plăcut foarte mult, mai avem unele, dar sunt totuși pe roz și aceasta mi se pare mai elegantă și prețul mi s-a părut foarte bun. Îmi doresc de ceva timp să cumpăr un astfel de semn, este un semn decorativ, smile, zâmbește, adică mi se pare foarte drăguț și mai este unul relax, dar este pe turcoaz. Acesta, în schimb, mi se pare și mesajul drăguț și faptul că este alb. Am văzut că este dintr-un material rezistent din MDF și acesta va face parte din acel video pe care îl voi posta cu decorațiunile cu decorarea casei de toamnă. Am cumpărat și un pămătuf, mi se par foarte practice pentru a șterge așa rapid praful de pe mobilă prin casă. Este un pămătuf cu o coadă de lemn și cu, sigur este destul de des pentru că am mai cumpărat și mi-a plăcut foarte mult. Este ofertă acum la JIS, dacă faci cumpărături de o anumită sumă, te încadrezi să primești un cadou, un pachet. Nouă ni s-a oferit acest pachet format dintr-o pernă cu umplutură sintetică, dimensiune 40x40, o lenjerie de pat, cearceaf și pernă 140x200 cu o față de pernă 50x70 basic, și această plapumă, tot din fibră sintetică, cu dimensiunea de 135x200. Astea ne-au fost oferite. Am văzut, pentru că am ales și acele scaune și le-am cumpărat, ne-au oferit un
tichet de un cupon de reducere de 20% pe care îl putem folosi în termen de câteva zile de începând de astăzi. Deci, practic, dacă veți merge la cumpărături la JISC, este posibil să primiți un cupon de reducere pe care să-l puteți folosi la următoarele achiziții, ceea ce s-a întâmplat și în cazul nostru. Și am mai cumpărat și un bătător de covoare. Aceasta este prima dată când cumpărăm un bătător de covoare din lemn, dar pare destul de rezistent. Aveam nevoie pentru că cele pe care le aveam s-au rupt. Și acesta pare foarte drăguț. Să vedem cât este de rezistent. Dar de drăguț ne-a plăcut foarte mult. Are 71 de centimetri. Și am cumpărat și un aparat de călcat cu aburi pentru haine. Este prima dată când cumpăr așa ceva, dar am zis că este momentul să încerc, pentru că vreau să-mi prospătez puțin și perdelele, și aceste aparate am văzut că sunt foarte, foarte practice să le folosești, și o să încerc să văd și texturile hainelor cât de bine sunt călcate de acest aparat. Avem o capacitate a vasului pentru apă de 175 de mililitri. Nu știu dacă voi îl aveți, dar vă rog să-mi scrieți dacă îl aveți și cum preferați voi să-l folosiți, cum se folosește, ce tips and tricks puteți să-mi recomandați și mie, pentru că de-abia aștept să-l încerc și chiar nu vreau să fiu dezamăgită, pentru că știu că unele persoane folosesc chiar cu succes astfel de aparate. Ia uitați, are și o perie pentru textile, o clemă pentru textile, cană pentru apă și cârlig pentru ușă. Este cu cablu, observ. Bun. De-abia aștept să-l folosesc, o să-l desfac și cu siguranță într-unul din viitoarele mele clipuri o să vedeți că îl voi și utiliza. Să știți că sunt foarte încântată pentru haul de astăzi. Mi se pare că am reușit să acopăr mai multe nevoi pe care le aveam în casa noastră. Sunt lucruri extrem de utile și prețurile foarte avantajoase pentru unele dintre ele. Așadar, mergeți și voi, vedeți dacă găsiți ceva ce vă place, ceva ce vi se pare util pentru casa voastră. Eu cu siguranță vă invit să rămâneți aici, să vă abonați dacă încă nu sunteți abonați, pentru că urmează un clip cu decor de toamnă în curând. Urmează niște clipuri de curățenie. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut și acest clip. Dacă v-a plăcut, vă invit să dați like și să vă abonați. Și până data viitoare, aveți grijă de voi!